Aventurile detectivului chinez Charles Chan. Furtul marelui mogul. Capitolul 1. Erau aproape 7 seara. Ceața devenise opacă, așa că trecătorii nu mai puteau vedea nici măcar la 2 pași înaintea lor. Londra este un oraș fermecător chiar și în zilele posomorâte, dar fără ceață, când însă fumul cenușiu se lasă peste metropolă ca o mantie întunecată, acoperind totul. Londra devine aproape enervantă. Nimeni nu mai vede să meargă circulația. Se îngreunează teribil, farurile puternice ale automobilelor abia izbucnesc să ilumineze o fâșie îngustă de drum. Trecătorii trebuie să se ție de zidurile clădirilor ca să poată înainta, iar când vor să traverseze, e neapărat nevoie să recurgă la ajutorul polițistului de serviciu. Într-un cuvânt, când e ceață la Londra, viața orașului își pierde 3/4 din farmec și jumătate din dinamism. În seara aceea, ceața acoperise metropola britanică parcă mai teribil ca întotdeauna. Ai fi putut spune că era atât de deasă încât nu trebuia decât să închizi pumnul ca să simți că ai prins o bucată de ceață în mână. Întunericul domnea pretutindeni cu toată ora timpurie. Luminile vitrinelor abia se zăreau la câțiva pași. În Limehouse, cartierul de ochiat al capitalei, locul de refugiu și de reședință al drojdiei societății engleze, doi oameni, al căror aspect nu putea fi văzut prin beznă, înaintau cu greu, ajutați de palida raza unei lanterne de buzunar, cu care cel mai înalt căuta să străpungă întunericul atot stăpânitor. Mai departe, întrebă el cel mai scund din cei doi cu un ton autoritar, dar în care se putea ghici și o oarecare doză de neliniște. Încă 5-6 minute de mers și am ajuns, răspunse omul cu lanterna. Dacă n-ar fi blestemată aceea de ceață, am fi fost de mult acolo. Așa însă trebuie să fim atenți ca să nu ne frângem gâturile. Știți, cartierul nostru nu prea e vizitat de echipele primăriei pentru repararea străzilor și din această cauză nu gropile sunt ceea ce ne lipsește cel mai puțin. Pe la dumneavoastră, desigur că se umblă ceva mai bine, nu? Continuă râzând ca de o glumă excelentă lunganul. Tovarășul său de drum nu răspunse. Continua să meargă a nevoie, nervos, fără să dea o cât de mică atenție flecărelilor celuilalt. Acesta însă se vede că avea mâncărime de limbă, deoarece numai după un singur moment de tăcere început din nou să trâncănească. Șefule, începu el, Gabeli știa că trebuie să veniți încă de ieri seară și v-a așteptat până aproape de orele 11 noaptea. Orica să stea el atâta vreme în așteptare înseamnă că e vorba de ceva gras de tot. Își pierduse totuși răbdarea. Am avut treabă, răspunse monosilabic omul, și în definitiv îl plătesc pe Gabeli ca să-mi execute toate hotărârile pe care le iau eu și numai când socotesc eu că e timpul nimerit, așa că nu înțeleg de ce a devenit atât de nerăbdător. El își închipuia altădată să nu-și mai închipuie nimic. Te rog, chiar pe dumneata să-i spui că îi interzic, pe viitor să-și pună imaginația la contribuție. Pentru asta sunt eu aici, auzi? Să-i o spui. Ba, o să mă feresc, n-am nicio poftă să mă pescuiască mâine poliția fluvială prin Tamisa, înnotând cu un cuțit în spate. Dacă vreți să știe treaba asta, comunicați-o dumneavoastră, doar sunteți șeful. Nu un pârlit de executant ca mine, dar uitați-vă, am ajuns. Luminează, porunci scurt cel care era numit șeful. Lunganul îndreptă raza lanternei sale asupra fațadei imobilului, în fața căreia se opriseră. Era una din acele case de raport în care promiscuitatea și mizeria își dau mâna. La subsol se vedea intrarea unei taverne. O firmă galbenă scrisă cu negru anunța pe oricine voia să știe că acolo era ogarul sălbatic și că toată lumea se putea aproviziona cu cele mai fine băuturi din Anglia și celelalte continente. Desigur că Anglia nu poate fi socotită drept un continent aparte, dar Joe Page, patronul acestui local, era prea înflăcărat naționalist ca să admită acest lucru. Pentru el, lumea se împărțea în două, Anglia și țările aliate. Crezi că Gabeli e acum aici? Întrebă omul cel scund. Desigur, șefule, doar i-ați comunicat și vă așteaptă
ca să-i vorbiți. Pentru asta m-aș fi trimis ca să vă găsesc la locul convenit. Aveți în gând vreo afacere importantă? Asta nu e treaba dumitale, să răsti șeful. Începând să coboare cele câteva trepte cât erau din stradă și până la ușa localului. Se opri un moment neliniștit, își ridică și mai bine gulerul pardesiului ca să nu poată fi recunoscut cu niciun chip și apăsă butonul pe clanță. Un miros acru de alcooluri proaste îl izbi în față. Gălăgia infernală pe care o comiteau clienții, înghesuiți la toate mesele în fața unor pahare, mai mult sau mai puțin pline cu gingerale sau cu grog fierbinte, îl făcu pe omul căruia lunganului se adresase cu titlul de șef să se oprească o clipă în prag. Voia să se obișnuiască cu atmosfera și aerul închis al încăperii. Calm, apoi închise ușa și, condus și de asta dată de omul cu lanterna, se pregătea să coboare. Ultimele trepte, când de la o masă situată în mijlocul salonului, un individ înalt și spătos apucă un sifon pe care îl repezi în capul unuia dintre tovarășii săi de chef. Acest gest a fost suficient pentru ca să se dezlănțuie într-un minut o păruială în lege la care lua parte aproape întreaga asistență aflată în acel moment la ogarul sălbatic. Scaune, mese, sticle, sifoane și pahare zburau frenetic într-o parte și într-alta. Lumea se împărțise în două tabere și adversarii își distribuiau pumnii fără milă cu o ardoare extraordinară. Primii răniți se și aflau sub mese, gemând. Omul scunt rămase pironit pe scară privind cu uimire. Acest spectacol extraordinar și atât de neașteptat. Nu știa ce să creadă. Cu o secundă înainte, fiecare consumator ședea liniștit la locul său și nimic nu lăsa să se vadă că ar fi posibilă o încăierare generală. Apoi deodată, această luptă sângeroasă, lunganul care servise de ghid celuilalt își făcu cu greu drum printre beligeranți, strecurându-se spre colțul Teșghelei, unde rezemat alene ședea un individ ca de vreo 33-35 de ani, negricios cu o mică mustăcioară, tunsă englezește, și privea amuzat disputa care se transformase într-un adevărat masacru. Era Gabeli. Lunganul îi șopti câteva cuvinte la ureche și Gabeli înainta până în mijlocul salonului. Se urcă pe scaunul și începu să strige. Liniște nemernicilor, astâmpărați-vă sau vă spar capul la fiecare în parte. Tăcere, șeful e aici. Într-un minut, ca prin farmec, liniștea se restabili complet și fiecare luptător își reluă locul obișnuit la masă. Răniții fură imediat scoși afară și localul își recăpetă aspectul gălăgios, dar fără să mai existe pericol de încăierare. Șeful, ascunzându-și fața în gulerul ridicat al pardesiului, își făcu loc printre mese și urmărit de privirile curioase ale fiecăruia înainte până în apropierea locului unde îl aștepta respectuos Gabeli. Unde putem sta de vorbă?" întrebă el. Dincolo, în camera lui Joe," răspunse cel întrebat. Nu o să ne deranjeze nimeni." De altfel, Mike," mai spuse el arătând spre omul cu lanterna, o să vegheze la ușă ca să nu se apropie niciun nepoftit." Cei doi intrară într-o încăpere alăturată de cea a salonului de consumație, mult mai mică și care îi servea lui Joe Page, patronul ogarului sălbatic, drept dormitor și o daie de primire. Mike se așeză pe un scaun în dreptul ușii și din privirea lui oricine putea deduce că este în stare să ucidă pe acela care ar îndrăzni. După o jumătate de oră, conversația celor doi era terminată și șeful ieși afară, întovărășit de Gabeli. Mike porunci omul negricios lunganului, du-te să de-l conduce pe șef până la locul de întâlnire, vezi să nu aibă nicio neplăcere pe drum. Continuând să-și ascundă trăsăturile în dosul gulerului ridicat, precedat de Mike, omul scundă a cărui apariție produsese efectul acela uimitor între toți bătăușii încăierați în tavernă, se strecura afară în ceață. Din nou, cu ajutorul lanternei, își făcură drum prin pâclă, de asta dată în sens invers. Când ajunseră la începutul deocheatului Limehouse, șeful se despărți de Mike și opri un taximetru cu care se îndreptă spre una din cele mai elegante străzi ale Londrei. Capitolul 2. Scrisoarea anonimă.
În ziua următoarei serii, țări în care s-au petrecut faptele pe care le-am povestit mai sus, dimineața, cam pe la orele 10, o mașină elegantă particulară se opri în Stamford Hill numărul 10, la locuința celebrului detectiv internațional Charlie Chan. Un șofer, într-o uniformă impecabilă, se interesă dacă marele criminalist este acasă și la răspunsul afirmativ al doamnei Hopkins, menajera casei, el ceru să vorbească personal cu Charlie Chan. Bătrâna doamnă îl introduse în salonaș, unde peste câteva minute își făcu apariția și cel așteptat. Mr. Charlie Chan întrebă șoferul ridicându-se în picioare la intrarea detectivului. Da, eu sunt. Am o scrisoare pentru dumneavoastră. E cu răspuns. Galbenul desfăcu plicul și parcurse repede cele câteva rânduri pe care le conținea scrisoarea. Dear Mr. Chan, citi el, faima dumitale universală este de vină că te deranjez cu această rugăminte, sunt însă la mijloc motive puternice care mă îndeamnă să o fac. Nu-ți pot scrie prin scrisoare despre ce e vorba. Te rog, folosește de limuzina mea și fă-mi deosebită plăcere a unei vizite în cursul căruia îți voi explica despre ce este vorba. În așteptarea dumitale, te salut. Willis Nordman, Hyde Park Street, 14. Știi ce-mi scrie stăpânul dumitale aici? Se adresă Charlie Chan șoferului după ce termină de citit scrisoarea. Nu, Mr. Chan, nu știu, răspunse acesta. Mr. Norman mi-a poruncit doar să fac tot ceea ce veți dispune dumneavoastră. Bine, așteaptă-mă în cazul acesta. Să-mi iau cafeaua și vom merge la stăpânul dumitale. Până la ce oră a spus că mă așteaptă? Până la orele 12, mister. Mulțumesc. Detectivul reintră în sufragerie, unde Moby Dick se afla instalat în fața mesei și își lua în liniște breakfastul. Fără să spună niciun cuvânt elevului său, el se îndreptă spre telefon, făcu numărul Scotland Yardului și ceru legătura cu inspectorul Mac Burris. Alo, Burke, tu ești? Întrebă Chan, iartă-mă că te supăr dis de dimineață, dar am nevoie de o informație. Aici e Charlie Chan. Cu plăcere, răspunse vocea din cealaltă parte a firului. Dă-i drumul, șefule, despre ce e vorba? Vreau să-mi spui tot ce știi despre un anume Norman din Hyde Park Street 14, Willis Norman. Îți trebuie acum informația asta? Da, imediat. Aștept la telefon să o cauți. Fără să mai aștepte vreun cuvânt din partea detectivului, Moby Dick îi aduse pe o măsuță lângă aparat cafeaua cu lapte și pâinea cu unt care formau masa de dimineața lui Charlie Chan, adversar convins al breakfastului englezesc, care te obligă să mănânci până nu mai poți. Galbenul mulțumit cu privirea și începu să-și bea tacticos cafeaua. Nu trebuie să aștepte mult. Vocea lui Burke se auzi din nou pe firul telefonic. Alo, Chan, am găsit. Nimic interesant. Willis Norman, bijutier, om cu avere fabuloasă, sosit din Africa de la Johannesburg, unde s-a ocupat cu minele de diamante, specialist în pietre prețioase, are credit la cele mai importante bănci din Londra. Dar despre șoferul său, ce știi? Aici e mai negru puțin. Șoferul este un anume Emrys Hughes, dar care își zice acum Andrew Bulland. Condamnat de două ori, o dată pentru accident la 2 luni de penitenciar și a doua oară pentru sperjur la 3 ani pe care i-a executat în închisoarea Dartmoor. Se crede că își fură stăpânii și că-i minte. N-a fost însă prins. Asta e tot. Mersi, Burke, spuse Charles Chan. Dar pentru ce te interesau ăștia? Întrebă inspectorul. Ai mirosit ceva contra lor? Nu, răspunse zâmbind Chan. Le-am citit numele în cartea de telefon și m-am gândit că trebuie să fie oameni simpatici. Salutare, Burke. Detectivul atârna aparatul în furcă și își sorbi ultima înghețătură de cafea. Apoi începu să fluiere. Moby, băiatule, spuse el într-un târziu, adresându-se ciracului său. Azi dimineață ești liber să faci ce vrei. Eu am treabă. Ne vedem la masă. Unde te duci, maestre? Întrebă Moby Dick. La grădina zoologică să vânesc crocodili. Îi răspunse zâmbind în colțul gurii detectivul. Noroc bun, numai să nu te muște vreun animal sau vreun bijutier de mână, glumi și elevul la rândul său.
În limuzină, un Bentley superb de 8 cilindri, Charlie Chan se gândea la motivul pentru care ar fi putut să-l cheme bijutierul. Desigur că trebuia să fie vorba de un furt. Atunci pentru ce complica lucrurile în stilul acesta, înfășurându-le într-un mister complet? Și de ce mințise șoferul că nu știe ce conținea, nu avea scrisoarea pe care o adusese? Că el cunoștea cuprinsul acestei misive nu mai încăpea nicio îndoială, pentru că fără să-și dea seama s-a trădat afirmând că Willis Norman îl așteaptă numai până la orele 12. În sfârșit, astea toate le va vedea la timpul lor. N-avea niciun rost să se frământe cu formule inutile, mai ales că nici nu știa ce urma să facă, pentru ce scop îl chema bijutierul din Hyde Park. În sfârșit avea să vadă acolo. După 5 minute de mers, șoferul viră, băgând mașina în curtea unei impozante vile în care se afla locuința lui Willie Norman. Încă câteva învârtituri de roată și Bentley-ul stopă brusc în fața intrării principale. Șoferul sări repede de la volan și deschise ușa mașinii ca să poată coborî Charlie Chan. Un minut, mister, spuse șoferul introducându-l într-un hol superb. S-a anunț pe Mr. Willis că a sosit. Bine, Mrs. Hughes, îi spuse Chan, am să aștept. Omul rămase uimit pe loc, își reveni însă repede și respectuos replică. Mr. Chan se înșală, numele meu este Andrew Boland. Posibil, Mrs. Hughes, posibil. În orice caz, sper că nu voi avea motive să te contrazic asupra numelui dumitale în fața lui Mr. Norman. Dar chiar bănuie că când va fi indiferent cum te cheamă de fapt. Omul plecă capul și ieși fără să mai spună nimic. Reveni însă aproape imediat. Mr. Norman vă roagă să veniți în birou, spuse el. Bogatul bijutier era un om de vârstă îndoielnică. Putea foarte bine să aibă 45 de ani, tot așa cum nu era exclus să fie cu 10 ani mai bătrân. Părul său argintiu îi dădea o aparență seniorială. Îmbrăcat după ultimul jurnal, hainele purtau amprenta celebrului croitor Taylor din Hampstead. Willis Norman strânse amabil mâna detectivului și îi oferi o cutie cu Golden Flake, din care galbenul își alese o țigară moale. Andrew, zise apoi bogătașul adresându-se șoferului său, care rămăsese să aștepte ordine, poți să duci deocamdată mașina în garaj. Mr. Chan va rămâne să ia masa cu mine. Vă mulțumesc din inimă, interveni detectivul, dar nu cred să-mi fie posibil. Elevul și menajera mea or să mă aștepte. Nu-i nimic, vom telefona. Te rog să-mi faci plăcerea aceasta. Gândește că de ani îndelungați stau singur la masă. E un prilej unic pentru mine să mănânc într-o tovărășie plăcută. Fă, Andrew, ceea ce ți-am poruncit. Șoferul ieși înclinându-se. Willis Norman așteptă un moment și apoi deschise ușa privind pe culoar ca să se convingă dacă nu sunt spionați. Charlie Chan privea interesant. Nu poți fi niciodată sigur cu slujile acestea, spuse bijutierul revenind la locul său. Ceea ce vreau să vă încredințez acum e prea important ca să las pe oricine să afle. E vorba de o avere princiară. Charlie Chan nu răspunse nimic. El se mulțumea să fumeze și să aștepte ca Mr. Willis Norman să-i povestească pentru ce l-a chemat acolo. Bijutierul așteptă un moment ca pentru a-și pregăti efectul și apoi, aplecându-se misterios asupra galbenului, îl întrebă. Ai auzit vreodată de Marele Mogul? Vag, răspunse acesta. Nu-i cunoști deci povestea? Nu, să ți-o spun eu. În cazul acesta, Marele Mogul e cel mai mare diamant din lume și se spune că poartă nenorocire stăpânilor lui. Până acum, toți acei care au posedat această piatră au murit de moarte violentă, rând pe rând, începând cu Harun al-Rashid, sultanul Rosa și terminând cu tatălui Van Luit, acela care a fost penultimul posesor al Marelui Mogul. Au terminat-o tragic. E un diamant blestemat care aduce nefericire, boală, ruină, jale, dar care este dorit cu atât mai vârtos cu cât provoacă toate aceste nenorociri, toate aceste groaznice probleme. Charlie Chan îl privi fără să înțeleagă. Dacă produce toate aceste catastrofe, de ce nu este aruncat undeva în mare? Pentru că valorează 1.000.000 de lire.
Și unde se află acum această piatră? În momentul de față, marele mogul se află în posesia mea. Sau mai bine spus, adevăratul proprietar al acestei pietre care valorează peste 1.000.000 de lire. Sir Reginald Owen ne-a încredințat 1.000 spre păstrare. Nimeni nu știe de acest lucru, sau cel puțin așa am crezut până acum câteva zile când am primit prima scrisoare anonimă. Era foarte confuză și nu i-am dat nicio importanță. Ieri seară însă am primit o a doua anonimă, care m-a pus pe gânduri. De asta dată e vorba de ceva precis, dar cred că e mai bine să le citești dumneata ca să-ți poți face singur o părere. Spunând aceste cuvinte, Willis Norman scoase din sertarul biroului său două scrisori pe care le întinse lui Charlie Chan. Acesta le desfăcu și începu să le citească cu glas tare. Domnule Norman, te afli în posesia unui obiect de mare valoare și de mare interes pentru noi. Pentru a nu avea dezagremente mai mari, ar fi foarte cuminte din partea dumitale ca să ni-l remiți. Modalitatea caută dumneata și publică un Times sub prețios. Noi. Cea de-a doua scrisoare era mai clară, dar și mult mai concisă. Norman, ți-am cerut marele mogul, dar nu ni l-ai dat încă. Nu te juca cu focul. Dacă până duminică nu citim în Times cum înțelegi să ni-l predai, îți aruncăm casa în aer și nu o să ne mulțumim cu atât. Noi. Charlie Chan puse cele două scrisori pe birou, se ridică în picioare și începu să se învârtească prin încăpere, frecându-și îngândurat bărbia. Capitolul 3. Prima dispariție. Timp de câteva secunde fu o tăcere completă și nu se auzi decât zgomotul făcut de pașii detectivului care înconjura tăcut încăperea. De unde crezi dumneata că au putut afla bandiții sau banditul în caz un singur om se ascunde sub pseudonimul acesta noi? Cum au putut ști că Sir Reginald Owen ți-a încredințat dumitale diamantul spre păstrare? Habar n-am, răspunse bijutierul. Poate că a fost cineva de față când ți-a înmânat piatra? Exclus, asta s-a întâmplat în cabinetul meu și niciunul din servitorii mei n-a știut nici cine este Sir Reginald Owen și nici pentru ce a venit. De asemenea, este imposibil de crezut că m-ar fi putut spiona cineva pe mine. Privește și dumneata prin încăpere. Te poți convinge cu ușurință că este cu neputință pentru cineva să se cațere la fereastră. Iar în ceea ce privește singura ușă după care se vede, e dublu capitonată. Poate că indiscreția survine atunci din partea lui Sir Owen. Și mai exclus, el a cumpărat piatra la Paris, de la un olandez, Van Luit, care a plecat imediat la Batavia, fără să comunice nimănui această achiziție, nici chiar fiului său. Austin nu știe. Sir Reginald Owen mi-a adus-o direct mie și mi-a recomandat cea mai desăvârșită discreție. Atunci, nu înțeleg, și asta cu atât mai puțin cu cât ieri seară, după primirea celei de-a doua scrisori, m-am dus imediat la Sir Reginald și i-am comunicat faptele, stabilind să duc marele mogul la seiful Northwestern Bank. Ei bine, azi dimineață mă aflam încămpat când a sunat telefonul. Iau receptorul în mână să întreb cine e și aud o voce aspră care îmi spune: crezi că poți scăpa de noi înapoi în diamantul lui Reginald Owen? Te înșeli, piatra nu va ajunge în mâinile lui, vei vedea, îl vom lua de acolo de unde crezi că e mai sigur păzit. Am încercat să spun ceva, dar n-am reușit. Taci, mi-ordonă vocea. Dacă nu vrei să-ți pară rău, vină diseară la ogarul sălbatic din Limehouse și adu piatra cu tine. Restul lasă-l în seama noastră. Asta m-a pus pe gânduri și m-a făcut să recurg la ajutorul dumitale. De ce nu anunți mai bine Scotland Yardul? Doamne, păzește! Știu eu ce înseamnă să încapă afacerea pe mâna domnilor de acolo. După o jumătate de ceas, secretul e public și mă pot trezi cu un glonț în cap, fără să am timp nici ca să mă vait. Aici, în cazul acesta, trebuie un om energic, discret, care să pună mâna pe banda de răufăcători pe altă cale decât în modul utilizat de Scotland Yard. Dumneata ești cel mai indicat. Primești să te ocupi de afacerea aceasta? Adică ce ai vrea dumneata, Mr. Norman, să fac? Să păzești diamantul ca să nu poată fi furat de la mine până când îl depun în seiful lui Northwestern Bank.
Asta nu pot să o fac, om de bază nu sunt, dar te pot sfătui cum să procedezi. Există o sumedenie de agenții care au în serviciul lor agenți voinici foarte pricepuți pentru scopul dumitale. Ei doi asemenea oameni îi postez lângă casa de fier în care ai încuiat diamantul și aștepți momentul fix pentru predare. Atunci, escortat de aceiași doi oameni, duci piatra prețioasă la seif. Și cum rămâne cu amenințarea din scrisoarea a doua? Nu, Mr. Chan, asta e o afacere pentru dumneata. Și iată cum am gândit eu să procedez. Îți spun întreg planul întocmit și numai după aceea să-mi spui dacă primești. Bine, spuse Charlie Chan, să auzim. Willis Norman se ridică din fotoliul său și apropiindu-se de o ușă grea de oțel mare cât ușile unei garderobe manevră anumite cifre secrete, apoi introduce o cheie specială în broască și descuie o cavitate scobită în perete, se descoperi când ușa fu dată la o parte. Iată, Mr. Chan, acesta este seiful meu. Cred că e foarte sigur, dar nu vreau să risc. După cum vezi, ușa aceasta e de oțel și are o grosime de circa 20 de centimetri. Peretele din fund este de asemenea gros de 20 de centimetri, cu toate că zidul din dosul oțelului are o grosime de jumătate de metru plus cele 20 de centimetri de oțel. După cum poți vedea, acesta e Marele Mogul, piatra veritabilă de 195 de carate, purtătoare de nenoroc și râvnită de atâta lume. Încuiat aici, în acest seif, diamantul nu poate fi scos decât de mine, care cunosc cifrul și posed cheia specială. Cu cifru fără cheie sau cu cheie fără cifru, ușa nu se deschide, deci nu am nevoie de păzitori. Atunci, pentru ce m-ai chemat aici? Un moment, Mr. Chan, numai un singur moment răbdare și ajunge unde trebuie. Bijutierul închise poarta grea de oțel, o cuie și amestecă cifrul. Nimeni afară de el nu mai putea să deschidă acum această trainică fortăreață de oțel. Dintr-un buzunar al vestei, Willis Norman scoase apoi o piatră pe care o arătă detectivului Charles Chan. Ar fi putut să jure că are în fața ochilor chiar Marele Mogul, pe care abia văzuse cum a fost încuiat în seif. Privea fără să înțeleagă la bijutier. Asta, spuse Willis Norman, e cea mai perfectă imitație a diamantului. Nu valorează decât vreo 5 sau 6 lire. Este totuși un exemplar unic. Ei bine, Mr. Chan, această piatră falsă o voi trimite să fie păstrată în seiful lui Northwestern Bank, în timp ce eu rămân și mai departe în posesia adevăratului Mare Mogul. Cu ajutorul acestei imitații însă, vreau să punem mâna pe ticăloșii care mi-au trimis scrisorile de amenințare. Ești de acord acum? Da, diseară merg cu dumneata la ogarul sălbatic, în Limehouse. Ba nu, Mr. Chan, te rog să te duci singur. Eu părăsesc la orele 3:30 Londra, plecând cu un aeroplan de la Croydon la Johannesburg, direct unde am o afacere importantă. Las totul pe seama dumitale. Și piatra falsă când o trimiți? Imediat ce voi fi gata de plecare. Te rog, dacă vrei, folosește de telefonul meu și cheamă pe cineva nimerit să facă treaba aceasta. Ar fi bine să se prezinte aici la orele 3. Charlie Chan apucă receptorul telefonului care se afla pe birou și formă un număr. Alo, agenția particulară Hawkins? Cine e la aparat? Salutare, Crocklin. Aici Charlie Chan. Dragă, am nevoie de doi oameni sau cel puțin de unul voinic pentru un transport de încredere. Să vină la orele 3 în Hyde Park, Street 14, la Mr. Willis Norman. Trimiți? Bine, îți mulțumesc. La revedere. Detectivul puse receptorul la loc în furcă. Bijutierul îl privea plin de curiozitate. Așa, Mr. Norman, acum lucrurile sunt în ordine. Diamantul fals va pleca peste câteva ceasuri la Northwestern Bank. Originalul e închis în seiful dumitale și rămân sub supravegherea mea indirectă, iar diseară la ogarul sălbatic sper să lămuresc pe misterioșii noi. Perfect, răspunse bijutierul. Să trecem deci la masă. Meniul fu destul de îmbelșugat ca galbenul să trebuiască, deși nu era obișnuit să mănânce aproape de două ori cât mânca în mod constant.
Lichiorul servit însă, la urmă, îi redase buna dispoziție stricată de prea multe feluri. Când terminară masa și erau la cafea, sosi trimisul agenției Hawkins, un individ mărunt, dar destul de bine legat, care prezentă și o legitimație pe numele Peter Weston, semnată de Crocklin, conducătorul efectiv al întreprinderii. Dragă domnule, îi spuse bijutierul, îți încredințez această piatră prețioasă, a cărei valoare e considerabilă și te rog să o duci la North Western Bank, pentru a fi depusă în safe. Chitanța de primire o să o predai lui Mr. Charlie Chan. Prea bine, Mr. Norman, răspunse omul, va fi după cum vreți dumneavoastră, totul e în cea mai deplină regulă. Prea bine, Mr. Norman, răspunse și plecă să-și îndeplinească misiunea. Ceasurile erau numai 3:25. Marele criminalist se pregătea să-și ia și el rămas bun de la bijutier când auzi din nou soneria. După o secundă, valetul reveni urmat de un individ înalt cu căutătura atletică și cu o privire care te îngheța. Mr. Willis Norman, întrebă noul sosit. Eu sunt, răspunse bijutierul. Ce doriți? Sunt Peter Weston, trimis de agenția Hawkins în urma telefonului dumneavoastră. Norman, Willis și Galvin se priviră o secundă îngroziți. Primul fusese deci un escroc, care le suflase diamantul chiar de sub nasul lor. Asta era un tupeu. Capitolul 4. Explozia din bibliotecă. Charlie Chan început să fluire de uimire. O asemenea lovitură îndrăzneață și ingenioasă totodată nu mai fusese dată în viața lui să vadă. De unde putuseră afla bandiții că el va cere un om agenției de detectivi particulari, Hawkins, și că aceștia vor trimite pe Peter Weston ca să fie putut falsifica o legitimație pe acest nume. Era extraordinar. Adversarii erau tari, de egală forță cu el. Nu strica să primească lupta cu ei. Va găsi, desigur, un rival redutabil. Ce zici de asta, Mr. Chan? Îl întrebă Willis Norman îngrozit. Nu știu ce să cred. Noroc că i-ai dat imitația. În orice caz, cred că voi putea afla ceva întrebându-l pe Crocklin. În timp ce vlășganul trimis de agenție nu pricepea deloc pentru ce rămăsese atât de consternați cei doi oameni, la auzul numelui său și privea prostit. Charlie Chan îl chemă pe Bob Crocklin, directorului Hawks, la telefon. Alo, Crocklin, salutare, tot eu sunt, Chan. Ia ascultă, dragă. Pentru ce mi-ai trimis pe omul dumitale la 3:30 în loc de 3, cum te-am rugat? Nu înțeleg, răspunse întrebatul, dacă n-ai pus să mi se telefoneze că ai contramandat ora cu 30 de minute și că să-l trimit neapărat pe agentul Peter Weston. Eu? Când asta? Păi cam la un sfert de ceas după ce m-ai chemat prima oară. A sunat un domn care a spus că l-a însărcinat dumneata să schimbe ora la care trebuia să se prezinte agentul nostru și că acest agent să fie neapărat Weston. Dar ce, s-a întâmplat ceva? Da, cineva a sosit aici exact la 3, așa cum știam eu. S-a recomandat Peter Weston și mi-a arătat chiar și o legitimație semnată de dumneata. Era un tip scund, negricios și bine legat. Nu-l cunosc. Peter Weston al nostru e un adevărat uriaș. Bine, Crocklin, mulțumesc. Îl mai țin pe Weston aici și te rog, trimite-mi în 10 minute încă doi indivizi draveni. În trecere, să mi-l aducă și pe Moby Dick al meu din Stamford Hills 10. Salutare! Ce vrei să faci? Îl întrebă Willis Norman pe detectiv după ce terminase convorbirea telefonică. Probabil că bandiții își vor da repede seama că marele mogul pe care l-a căpătat atât de lesne este numai o palidă imitație. Vor încerca atunci să pună mâna pe diamantul veritabil. Vreau de aceea să-l las aici pe Moby Dick împreună cu Peter Weston și ceilalți doi agenți să păzească seiful în lipsa dumitale. Când revii de la Johannesburg? Duminică seara. Și până atunci, cine rămâne în casă? Numai șoferul meu, deoarece plec singur cu mașina. Ceilalți servitori au plecat în concediu, până la noapte.
În Cuyo, agenții vor supraveghea din camera alăturată, așa că nimeni nu va putea pătrunde pe aici pe ușă, iar cât despre fereastră, e imposibil de escaladat atât din cauza înălțimii, cât și din cauza gratilor. Cred că Marele Mogul e în siguranță. Și până la venirea dumitale, probabil că și prietenii care îi scălesc noi vor fi în siguranță. Willis Norman între timp se îmbrăcase. El se uită la ceas și tresări. Dragă domnule Chan, avionul meu pleacă fix la orele 4. Abia mai am vreme să-l prind. Te salut și te rog să fii bun și să primești dumneata fără mine pe agenții chemați. Nu mai pot să stau. Du-te sănătos, Mr. Norman. Eu voi aștepta dincolo, așa că poți să închizi ușa aceasta cu cheia. Câte ceasul? 4:17. Tocmai timpul necesar să ajung la Croydon. La revedere, Mr. Chan. Călătorie bună. Bogatul bijutier strânse mâna detectivului și se urcă la volanul Bentley-ului său, care ieși ca o nălucă din raza privirii lui Charlie Chan. Acesta rămase să aștepte împreună cu Peter Weston pe ceilalți în salonul din fața biroului bibliotecă, în care se aflase if-ul lui Norman. Minutele treceau greoi. În sfârșit se auzi soneria și imediat șoferul reveni cu Moby Dick, urmat de ceilalți doi oameni trimiși de Crocklin. Ceasurile erau 4:02. Ce s-a întâmplat, maestre? Întrebă Moby Dick. Galbenul îl puse repede la curent cu evenimentele. Când termină de povestit, pendula din salon bătu s-a cadat de 4 ori. În aceeași clipă, din camera alăturată se auzi o pocnitură groaznică, înspăimântătoare. Apoi, imediat, una câte una, se mai auziră 4 pocnituri. Ce se întâmplase? Erau explozii succesive, nu mai încăpea nicio îndoială. Un moment, Charlie Chan nu știa ce să creadă. Brusc însă, el se repezi la ușa biroului și încercă să o sfarme. După câteva eforturi reuși, împreună cu ceilalți 3 polițiști și cu șoferul care fusese alarmat de explozie, pătrunse înăuntru. Priveliștea care li se înfățișa ochilor era dezolantă. Masiva ușă de oțel a seifului atârna în zdrențe, fiind complet sfărâmată de explozie. Charlie Chan și însoțitorii săi priveau îngroziți. Marele Mogul, diamantul veritabil, dispăruse. În locul unde fusese seiful se găsea o hârtie cu câteva rânduri. Mersi pentru diamant. Noi. Capitolul 5. Cercetări în beznă. Galbenul își reveni numai decât. El se apropie de seif să vadă dacă nu mai există pericolul unei noi explozii și se încredință că nu mai era nicio primejdie să stea în acea încăpere. Apoi și început cercetările propriu-zise, în timp ce Moby Dick și cei 3 agenți nu puteau să înțeleagă ce se petrecuse. Charlie Chan se apropie de fereastră și o deschise larg. Se vede că nu fu mulțumit de rezultat, deoarece dădu supărat din cap. Peter Weston se pregătea să-l întrerupă cu o întrebare, dar Moby Dick nu-l lăsă. Știa că maestrului său nu-i place să fie distras de la lucru. În acest timp, detectivul ciocăni pereții, peste tot în căutarea unei cavități secrete pe unde ar fi putut pătrunde și ieși bandiții care volatilizaseră diamantul. Nu descoperi însă nimic. Supărat, el se trândi într-un fotoliu și începu să monologheze cu glas tare. Moby Dick și ceilalți ascultau. Cazul trebuie să fie totuși clar cu toată această complicație aparentă, deoarece cu siguranță l-am văzut pe Willis Norman încuind diamantul în seif și cum ușa a sărit în aer din cauza a 5 doze de melinită, iar Marele Mogol a dispărut împreună, înseamnă că a fost cineva aici care a făcut toată această treabă. Întrebarea este însă cine a fost, cum a intrat și mai ales pe unde a ieșit, într-un timp atât de scurt, de la auzirea explozii și până când a spart ușa. Pe fereastră este exclus, atât din cauza gratiilor și înălțimii, cât și pentru că nu se vede nicio urmă în tot praful îmbelșugat de pe giurgiuvea. De asemenea, n-am descoperit niciun fel de ușă mascată în perete, unde ar putea exista deci o astfel de ușă secretă, deoarece prin intrarea vizibilă a camerei n-a trecut nimeni. Asta e sigur, deoarece noi am fost tot timpul dincolo.
Dacă ar fi o asemenea ușă chiar în seif, sugeră Moby. Imposibil, răspunse Chan. În cazul acesta ar fi știut de ea și Willis Norman, care a pus să se construiască această încăpere de oțel. Mă iertați, interveni șoferul. Seiful n-a fost însă construit de domnul Norman, ci de vechiul proprietar al vilei, bancherul Basil Wake, care a murit acum 5 luni. Imediat, Chan își reaminti avertismentul bandiților. Îl vom lua de acolo de unde îl crezi mai bine păzit. Ori unde era marele mogol mai bine păzit decât în seif? Cu siguranță că bandiții cunoșteau o posibilitate de a pătrunde în seiful bijutierului. Care era însă acest mijloc? Galbenul intră în cavitatea zidită și începu să cerceteze. Bătând pereții de zid, pretutindeni răsună la plin. Luă apoi la rând peretele de oțel. Apăsă pe fiecare din sutele de nituri care fixau oțelul în zid, așteptând după fiecare apăsare să se declanșeze o ușă secretă. Dar degeaba. Nu a avut niciun rezultat. Nici o intrare mascată nu se descoperi. Singurul lucru bizar pe care îl remarcă erau numai că 9 nituri aflate în mijlocul peretelui aveau gravate pe cap câte o literă. Dacă era un cifru. Chan încercă mai multe combinații, apăsând numai pe butonii a căror literă intră în aceasta. Zadarnic, deodată îi dădu în minte să încerce cu numerele de 9 litere ale fostului proprietar al casei, Basil Wake. Apăsă pe niturile respective cu furie aproape, degeaba însă. Era deprimat, se pregătea să iasă din seif, abandonând această idee când a început să zâmbească. Făcut din nou numele Basil Wake, dar de asta dată, în loc să apese pe nituri, el le trase în afară. Când ultima literă fost scoasă, se auzi un declic sec și o ușă îngustă, cât un om se dădu în lături. Parcul vilei se zărea perfect. Fiecare din cei 6 oameni aflați acolo scoase o fluierătură scurtă. Misterul fusese descoperit. Pe acolo ieșise hoțul. Galbenul privi pe spatele ușii și constată că avea și dincolo un asemenea dispozitiv de 9 nituri cu litere. Lângă ușă, jos, ceva i-a tras atenția. Se aplecă, ridicându-l și îl zvârli nepăsător în buzunar. Asta trebuie să o comunicăm și lui Willis Norman, spuse imediat detectivul. Să-l chemăm la Croydon pentru... poate n-a plecat încă. Cât e ceasul? 4:30, răspunse Weston. Detectivul formă numărul aerodromului. Alo, vă rog avionul spre Johannesburg. De la ora 4 a plecat? Cum? Nu știi dacă pasagerul Willis Norman a prins avionul? Se poate asta? Așa, mersi. Marele criminalist suspendă din nou receptorul în furca aparatului și, răsuflând amețit de aerul greu din seif, se adresă tuturor. Domnilor, nu mai avem ce căuta aici. N-am prea fost la înălțime, dar adversarii noștri sunt tari. Să sperăm că până la urmă tot noi vom câștiga potul. Să mergem. Nota dumneavoastră, continuă el, adresându-se oamenilor lui Hawkins, vi se va achita săptămâna viitoare când se înapoiază Mr. Norman de la Johannesburg. Capitolul 6. Noaptea la Ogarul Sălbatic. Bătaia cotidiană avusese de mult loc la Ogarul Sălbatic când pe treptele tavernei își făcura apariția 2 indivizi murdari nebărberiți care se îndreptară spre teșghea, unde cel mai în vârstă întrebă de patron. Joe Page apărut imediat în fața lor. Ce vreți? Îl întrebă el aspru, gata să lovească. Suntem artiști, șomeri, răspunse bătrânul, și am vrea să ne lași să facem o reprezentație pentru clienții dumitale. Nu-ți cerem leafă, numai ce o să strângem la chetă. Dar ce știți să faceți? Se întrebă cârciumarul de astădată. Ceva mai binevoitor, auzind că poate oferi clienților săi o distracție care să nu o coste niciun bani. Suntem jongleri. Eu arunc cu cuțetele în jurul corpului prietenului meu, fără să-i fac nici cel mai mic rău. E foarte interesant. Vrei să facem o probă? De ce nu? Răspunse Joe Page. Dacă o să-mi placă, să știți că vă dau și eu la chetă și câte un whisky. Apoi el se urcă pe un scaun și ceru să se facă tăcere în salon.
anunțând că vor debuta doi mari artiști străini pe care i-a adus special pentru distracția clientelei. Cui nu o să-i placă are dreptul să fluiere, termină el discursul. În acest timp, cel mai bătrân dintre cei doi vagabonzi ridică o masă lungă, sprijinind-o numai pe două picioare. Astfel, ea să-și vadă blatul de care se lipi cel tânăr. O tăcere de moarte se făcu în tavernă. Toată lumea privea înfrigurată la pregătirile jonglerului mai în vârstă. Acesta scoase vreo 10 cuțite lungi din buzunar și ochii cu unul capul prietenului. Nimeni nu mai respira. Cuțitul vâjâi prin aer și se înfipse în scândură, la un milimetru de urechea celui lipit de masă. Toată sala izbucni în aplauze. Joe Page începu să zâmbească, având aerul să zică: "Ei, ce spuneți de oamenii mei?" Rând pe rând, cuțitele vâjâiră prin aer și se înfipse apoi la un milimetru de capul omului țintă. Aplauze furtunoase subliniau fiecare aruncătură. Când sfârși, ovațiile fură atât de puternice încât aruncătorul trebuie să adune cuțitele și să le azvârle din nou. Deodată, pe când se pregătea să arunce, tresări. Își opri mâna și după o secundă trase și de asta dată reuși perfect. Lumea a început să aplaude în timp ce tânărul cu o farfurie în mână trecea pe la fiecare masă și strângea parale. Când termină să se întoarse din nou lângă bătrân care îi șopti la ureche: "Moby, du-te afară și pregătește oamenii. În camera de acolo e falsul agent Weston, căruia i s-a dat piatra falsă și încă cineva. Când a deschis ușa să vadă ce se întâmplă aici, l-am zărit. Eu mă strecor înăuntru. Tu caută să vii cu băieții prin dos. Cât sunt? 4. Aia de azi după masă." Chan, că cel era bătrânul aruncător de cuțite, se apropie de ușa cu oamenii lui Joe, în timp ce Moby Dick se strecură afară. Galbenul trase cu urechea și început să zâmbească sarcastic. De la masa unde se așezase, auzea perfect ceea ce se discuta înăuntru. "Ascultă, Gabeli," spunea cineva, "să știi că moșul ne trage chiulul. O să te lase cu piatra falsă și el o să rămână cu diamantul adevărat. Fără noi nu se putea face treaba asta, așa că nu vreau să mi se tragă clapa." "Ești un prost, Mike," răspunse cel care fusese numit Gabeli și al cărei voci cea nu recunoscu că este a falsului agent. "Crezi tu că m-am băgat eu în afacere degeaba? Partea noastră e pusă deoparte. Șeful trebuie să vină imediat." Ca să audă mai bine, Charlie Chan își trase scaunul mai aproape de ușă. Deodată îi se păru că aude pași și trase capul grăbit. "E bun whisky-ul, moșule?" auzi vocea lui Joe care se apropiase. "Dar unde ți-e prietenul?" "S-a dus acasă, era obosit după atâta emoție. Eu însă vreau să mai beau. Așa că am rămas." "Știi ce?" reluă cârciumarul. "Hai dincolo să-ți recomand pe fratele meu care nu te-a văzut. Să-i arăți și lui cum zvârle cuțitele." Detectivul își dădu seama că este bănuit, dar nu putea să refuze. Se ridică și intră cu Joe în camera lui, unde se aflau Gabeli și Mike. "Ce-i cu caragiosul ăsta aici, Joe?" întrebă Gabeli. Lasă-mă că am treabă." Înainte de a-i răspunde, Joe repezi un pumn în stomacul lui Chan, care se prăvăli la pământ. Când se ridică, cu greu, trei revolvere erau îndreptate asupra lui. "E un spion," spuse Joe. Trăgea cu urechea să audă ce vorbiți. Când l-am surprins, se prefăcea că nici habar nu are de voi. "Dar nu-i merge cu mine." Gabeli se apropie de detectiv și îl privi cu atenție. Îl recunoscu și începu să zâmbească sardonic. "Ia te uită ce onoare! Charlie Chan în persoană s-a deranjat până aici," spuse el dezlipindu-i barba falsă. "Asta e surpriză, nu glumă, Mike. Ia leagă-mi-l, fedeleș, pe boierul ăsta. Am un plan special cu dumnealui." În mai puțin de un minut, detectivul fu buzonărit și legat solid. Îi se puse și un căluș în gură. "Bagă-l în pivniță și dă drumul stăvilarului," porunci Gabeli. "Să vedem dacă știe să noate, așa cum aruncă cu cuțitul." În timp ce Mike ridică un chepeng, trăgându-l pe Chan în
Bezna pivniței, Joe privi pe ușa în salon și se adresa apoi lui Gabeli. A venit șeful. Galbenul încercă să vadă fața noului sosit, dar nu izbuti să-i zărească decât gulerul ridicat al raglanului. Deoarece Michael o rostogoli în jos, i se păru totuși cunoscută aliura șefului. Cine putea fi? Văzu chepengul lăsându-se din nou și întunericul cel mai complet cuprinse încăperea. Deodată auzi un susur de apă în cădere. Încercă să-și desfacă legăturile, dar nu reuși decât să-și însângereze mâinile. Frânghia intra în carne și susurul de apă creștea mereu. Se rostogoli prin apa care se ridică până lângă zid și chinuindu-se, zdrobindu-și pielea, rănindu-se, izbuti să se scoale în picioare, sprijinindu-și spatele de perete. Dar apa creștea fără încetare. Îi ajunsese după scurt timp până peste genunchi. Își forță din nou legăturile, dar tot fără niciun rezultat. Și Moby Dick, care nu mai venea. Dar chiar dacă va veni, o să știe unde este el și călușul care îl sufoca. Apa ajunsese aproape de piept. Chan se resemnă. Trebuia să moară necat ca un șoarece de apele Tamisei, într-un beci. Capitolul 7. Moby Dick la lucru. Când ieșise afară, Moby Dick, aproape de ușă, își dădu seama că Joe Page a observat manevrele lui Chan. Nu era îngrijorat de soarta maestrului său, deoarece știa că acesta e sigur în stare să se apere, dar simțea că trebuie să accelereze lucrurile. Se repezi la locul unde convenise să fie așteptat de Peter Weston, Jim Knox și David Bronson, cei trei agenți al lui Hawkins, și împreună cu aceștia se furișă în curtea întunecoasă a ogarului sălbatic, strecurându-se printre butoaie și înaintând cu greu. Moby înconjură clădirea tavernei, ajungând până în spatele casei. La parter se vedea un geam luminat de unde se auzeau voci agitate. Elevul lui Charlie Chan făcu semn apoi să rămână în urmă și el, aplecându-se, privind încăpere, îl văzu pe Joe Page, cârciumarul și încă trei indivizi pe care nu-i cunoștea. Unul din ei își acoperise fața cu raglanul, încercă să asculte ce vorbeau și se îngrozi. N-avea nicio emoție, șefule, e bine pus jos. Cred că peste 10 minute o să fie gata. Dar dacă scapă, nu se poate, e legat și apa curge din 4 găuri, câte una în fiecare parte. Mâine dimineață poți fără grijă să te duci la mun și să ridici banii. Nu e nevoie să mai aștepți deloc, avem nevoie de parale, cât mai repede. Crezi că haimanaua aia galbenă o să se nece cu adevărat? Peste un sfert de ceas e gata. Moby Dick se cutremură, maestrul său era în primejdie, le făcu semn agenților și fără să mai aștepte ca să vină ajutorul chemat, el lovi cu tocul revolverului în geam care se făcu țândări, apoi se repezi în odaie strigând, mâinile sus. Joe Page, care se afla lângă ușă, învârtit de sertar și lumina se stinse. Moby Dick auzi cum se deschide ușa și cineva iese din cameră. Se repezi să-l prindă, dar fu împiedicat de Mike Joe și Gabeli. Începu cu ei o luptă pe viață și pe moarte. Simțea că își pierde puterile. 3-1, erau prea mulți. Pumnii cădeau cu droaia peste capul său. Deodată însă lumina se aprinse din nou și cei trei agenți particulari prinseră fiecare pe câte unul din adversarii lui Moby. Imediat bandiții aveau cătușe la mâini. Unde e Charlie Chan? Întrebă Moby Dick pe Joe Page. Caută-l, răspunse acesta. Nu vrei să spui? Bine, te fac eu să vorbești imediat. Reluă ciracul detectivului, scoțându-și cureaua de la pantaloni și începu să-l lovească peste obraz pe cârciumar. Stai că spun, nu mai da, strigă îngrozit acesta. E jos în pivniță. Peste 2 minute, Charlie Chan, căruia apa îi ajunsese până la gât, fu scos afară și dezlegat. Acum s-a schimbat povestea, spuse el, adresându-se celor trei ticăloși. De asta dată, noi suntem mai tari. Dacă țineți la capul vostru, mărturisiți cine este șeful. Nu știu, răspunse Joe. Michael cunoaște. Nu-i adevărat, striga acesta, eu nu l-am văzut niciodată la față. Gabele știe cine e. Spune Gabele, îi porunci Chan. Acesta însă strâmbă sfidător din nas. Vrei să știi? Întrebă el. Ghicește.
Capitolul 8. Întunericul se risipește. A doua zi dimineață, Chan ieși de la Scotland Yard însoțit de MacBurk, după ce îi predase inspectorului pe cei trei scelerați și trimise să fie sigilați de taverna Ogarului Sălbatic. Avea în buzunar un mandat de arestare pe care inspectorul Burke îl eliberase în alb. Era însoțit de Moby Dick și această afacere urma să se termine peste câteva minute cu arestarea șefului principal. Ce afacere ingenioasă și bine cunoscută fusese furtul acesta al marelui mogol, dar el o rezolvase. Tot cugetând astfel, ajunse în fața unei clădiri impozante din Trafalgar Square. O firmă din metal strălucitor la intrare vestea că acolo este Moon Insurance Company Ltd. Galbenul și însoțitorii săi intrară în hol și de aici cu liftul urcară până la etajul 5 unde se afla cabinetul directorului. Acesta, la uzul numelui lui Chan, îi ieși în întâmpinare. Cu ce vă pot fi agreabil, Mr. Chan? Îl întrebă el după ce oferise scaune lui Moby Dick și inspectorului. Domnule Joyce, îi răspunse detectivul, suntem aici la dumneata în interes de serviciu. Trebuie să facem o arestare. Dumnezeule, se sperie directorul, e vreunul din funcționarii mei? Am să-l concediez. Liniștește, nu e vorba de vreun slujbaș al dumitale. Dimpotrivă, e chiar unul care va încerca să te pungășească. Un escroc extraordinar. Cine anume? Omul care va veni peste 2-3 minute la dumneata în birou. Directorul îl privi fără să înțeleagă. Voi să spună ceva. Deschise chiar gura, dar renunță și căzu zdrobit în fotoliu. În clipa aceea se auzi o bătaie în ușă. Intră, spuse directorul aiurit. Ușa se deschise larg și în cadrul ei apăru Willis Norman, bijutierul din Hyde Park Street. Ia te uită, Mr. Chan, spuse acesta, tocmai acum mă gândeam la dumneata. Da? Cu ce ocazie? Știi, marele mogol care mi-a fost furat ieri era asigurat la Moon Insurance Company Ltd. Și cum eu am lipsit de acasă, fiind plecat cu avionul spre Johannesburg, m-am întors deoarece am avut o pană de motor. Voiam să te rog să povestești dumneata domnului director ca martor ocular. Cum s-au petrecut lucrurile? Vrei să o faci? De ce nu? Cu plăcere, răspunse detectivul, mai ales că pot să spun exact cum a fost furat diamantul. Trebuie să încep mai de mult, nu de ieri. Un anume bancher care a speculat la bursă fără acoperire a fost nevoit să-și vândă casa unui aventurier sosit din Africa de Nord, anume Harry Gibbons, căruia i-a mărturisit și secretul casei de bani din birou. Adică această casă de bani avea un fund de oțel, din care se desprindea o ușă secretă, dacă scoți niște nituri pe care sunt gravate anumite litere. Ocupație destul de simplă. Dacă, bineînțeles, scoți niturile în ordinea trebuincioasă. Această ușă secretă i-a sugerat lui Gibbons o afacere senzațională. Sub un nume fals s-a prezentat unui lord, să-i spunem Reginald Owen, și s-a oferit să găsească un cumpărător pentru fabulosul diamant al acestuia, cu condiția însă ca piatra să fie depusă la el în safe. Spre mai multă siguranță, însă aventurierul a asigurat nestemata la Moon Insurance Company Ltd. pe numele său de împrumut. Mr. Chan, sări Willis Norman, ce înseamnă povestea asta? Un moment, Mr. Norman, un moment, îi răspunse detectivul. Spuneam deci că omul a asigurat diamantul, apoi și-a pus în aplicare planul. A chemat un detectiv cunoscut, al cărei nume nu poate fi pus la îndoială. L-a invitat la masă, i-a montat o mică dramoletă cu un diamant fals și unul bun, și cu niște scrisori de amenințare și apoi a șterpelit marele mogol, crezând că nu o să fie descoperit. Ești nebun, spuse Norman ridicându-se. Eu plec. Pardon, interveni Burke, sunteți arestat. Nu puteți părăzi locul fără autorizarea mea. Mr. Norman, se amestecă galbenul, sau preferi să spun Gibbons, îndrăznești să afirm că nu dumneata ai furat marele mogul? Asta e o minciună. Știi bine că am închis diamantul în safe și am plecat la aeroport. Charlie Chan zâmbi. Brusc, apoi se-a plecat la piciorul drept al bijutierului și izmulse pantoful.
Norman răcni și vrut să se repeată la detectiv, dar McGurk îl ținea bine cu furie, trebuie să vadă cum marele criminalist dislocă tocul prea gros și scoase din golul rămas diamantul furat. Acum ce mai spui, Harry Gibbons? Nimic, sunt învins. Bugabrioleta, Harry Gibbons, zis Willie Morman, fu dus la Scotland Yard. Acasă, în Stamford Hill, Moby Dick se plimba agitat. Ce e, young man?" îl întrebă detectivul. Nu pricep deloc cum a decurs afacerea aceasta și dumneata nu-mi explici nimic. Cum vrei să învăț meserie?" Detectivul surâse. Să-ți explic atunci. Norman, care era informat că lucrez numai cu Hawkins, a pregătit chestia cu diamantul fals și cu agentul Weston pentru ca eu să văd că în joc este o bandă rafinată. Așa că după ce am telefonat lui Crocklin să-mi trimită un agent pentru ora 3, Gabelli, care se afla în casă, ascuns, a contramandat ora și s-a prezentat el luând piatra falsă. Primul act era jucat. Actul 2 trebuia să-l interpretez eu și ca un prost am jucat în struna lui, chemându-i pe agenți și pe tine acolo. În acest timp, Norman îmi spuse că se duce la Johannesburg cu avionul de 4. În realitate, deplasarea era la 4:30. El se face că pleacă cu mașina spre aerodrom și în timp ce noi stăm în salonaș, revine pe alt drum, intră în safe, scoate diamantul, înlocuindu-l cu bilețelul cunoscut și ca să ne atragă atenția asupra furtului, zăpăcindu-ne totodată, face să explodeze ușa interioară a seifului cu melinită, apoi dispare pe unde a venit, fugind spre aerodrom. Din drum, văzând că întârzie, a telefonat să fie așteptat. Știi cercetările făcute și cum am ajuns să găsesc ușa secretă. Dar cum ai știut că Norman e hoțul și că va încerca să încaseze asigurarea? Foarte simplu, după ce am descoperit ușa secretă din seif, am încercat să-l prind pe Norman la aerodrom. De acolo mi s-a spus că avionul trebuia să plece la 4:30 și că Norman telefonase să fie așteptat că întârzie 10 minute. Asta m-a mirat, doar plecase la 4 fără 17 minute. Apoi am găsit în seif un nasture de SIDEF de la vesta lui. Nu eram însă convins. Abia când l-am văzut la ogarul sălbatic, am trezărit adevărul și asta tocmai când apa mi-a ajunsese la gât. Și de unde ai aflat că ține diamantul în tocul pantofului și că numele său adevărat e Harry Gibbons? De la Gabelli, în schimbul eliberării. Cum? Ai să ceri să fie eliberat ticălosul acela? Da, după facerea pedepsei, bineînțeles. Sfârșit.